Este momentul să vedem care e evoluția piețelor de capital. Urmează Bani în mișcare în direct, Sergiu Voicu. Bine v-am găsit! Bursa de valori din București scade astăzi după o sesiune pozitivă ieri. Indicele BET pierde 0,35% din valoare la această oră, în vreme ce BETFI, indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, crește cu 0,17%. Este de altfel singurul indice important pe plus, în vreme ce restul vedem că înregistrează pierderi de până la 0,6%. Valoarea tranzacțiilor continuă să fie modestă, de aproape 3,3 milioane de euro, în clasamentul celor mai lichide companii de la BVB. Conduce Banca Transilvania cu tranzacții de peste 4,3 milioane de lei. Mai vedem în acest top și fondul Proprietatea cu schimburi de 3,5 milioane de lei, în vreme ce titlurile BRD au strâns 2,6 milioane de lei. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm scăderea de aproape 1% a titlurilor fondul Proprietatea. Pierderi de 0,5% și în dreptul OMV Petrom. Pe de altă parte, vedem că acțiunile Digi Communications se apreciază astăzi cu peste 1%. În urmă cu puțin timp am vorbit cu Adrian Anghel, director de vânzări al OTP Asset Management, despre evoluția de astăzi a bursei. Bursele internaționale au luat o pauză de la creșterile cu care ne-au obișnuit în ultima perioadă. Asta după ce investitorii americani au făcut un duș rece sub forma unor date mai bine decât se așteptau în privința șomajului în Statele Unite, temperându-le astfel așteptările în privința unor scăderi ale dobânzii de politică monetară, cel puțin pentru luna iulie. Pe plan local, bursa noastră a fost impulsionată de două evenimente. Primul a fost aprobarea de către ASF a prospectului de răscumpărare a acțiunilor proprii a fondului Proprietatea la un preț maxim de 1,21 lei pe acțiune, un preț mai mare decât cel din piață cu aproximativ 11%, iar al doilea eveniment a fost listarea companiei iHunt pe piața Aero prin vânzarea de către acționar majoritar a 10% din companie chiar în prima zi de tranzacționare. În rest, avem un tablou fără știri și cu volume mici, specific de altfel lunilor de vară, lunilor de concediu, ceea ce ne dă timp să ne uităm mai bine la emitenții a căror acționari suntem sau asupra mersului economiei pe ansamblu. Un mod de a face asta este de a vedea ce fac românii cu banilor. Ei bine, Banca Națională ne comunică că în luna mai anului 2019, gospodăriile aveau, adică populația țării, aveau depozite în bănci undeva la 207 miliarde lei, aproximativ 44 de miliarde de euro. Până aici știri bune. Însă, ponderea depozitelor overnight, adică depozitelor care scadențează de la o zi la alta și care sunt remunerate cu dobânzi foarte apropiate de zero, deci ponderea lor în total este undeva la 44%. Un procent destul de mare, însă dacă ne uităm și la dinamică, vedem că această evoluție este pozitivă în ultima perioadă și că ne apropiem ușor-ușor de maximul de dinainte de criză, de 47%. De ce stau miliarde de euro în depozite remunerate cu zero? Ei bine, acești bani nu au o destinație clară, sunt, dacă vreți, bani albi pentru zile negre, însă este ironic că alternativa la aceste depozite cu zero era disponibilă chiar la ghișeul bancar la care au fost constituite. Mă refer aici la fondurile de investiții, care acoperă o paletă largă de opțiuni, plecând de la fonduri de cash management cu risc foarte scăzut și care se comportă la fel ca un depozit pe termen scurt și mediu, până la fonduri cu expunere pe bursa locală, care a reușit să capteze randamentul excepțional oferit de BVB în primul semestru, dar și dividendele spectaculoase pe care companiile românești le oferă în prezent. Ne uităm acum și la bursele europene. Vedem că acestea scad în ședința de tranzacționare de astăzi, înaintea conferinței semestriale a președintelui Rezervei Federale Americane. Declarațiile oficialului american vor fi urmărite cu mare atenție de investitori care așteaptă semnalele unei eventuale reduceri a dobânzii de referință în Statele Unite. Vedem astfel că principalul indice al bursei din Londra scade cu 0,12%, iar referința bursei de la Frankfurt pierde mai mult de jumătate de punct procentual. Scăderi sunt și la
Paris și la Madrid, în vreme ce indicele principale al pieței de la Milano crește cu aproape 0,9%, este de altfel singurul care este pe plus. Dacă ne uităm mai în detaliu la evoluția companiilor, vedem că la bursa de la Madrid, companiile cu expunere pe Mexic scad după demisia surpriză a ministrului de finanțe din această țară. Astfel, acțiunile Iberdrola și Telefonica pierd mai mult de jumătate de punct procentual. Pe de altă parte, în Franța, titlurile Airbus cresc cu peste 2% după ce livrările de aeronave au crescut și ele cu 28% în primul semestru, depășind rivalul Boeing pentru prima dată în ultimii 8 ani. Observăm și o pierdere substanțială în dreptul Page Group după ce compania de HR a emis un avertisment în legătură cu profitul. Ne oprim aici, sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. Continuă acum România 24 cu Teodora Tompea. Numai bine!